ca sumă 41. Deci plec cu 43 pe 1. Apoi 42 pe 2. Apoi 41 pe 3. Tot timpul face 44. 40 pe 4. Și tot așa. Și tot așa. Și până la 20 pe 2. Și o să fii 24 pe 20? Dar vei face din tot. Și am să ajung la un moment dat să observă tot timpul. Că ei poate să fie ceva cu 20 de pe 22. A, o să fii? Dar unde o să fii 20 de pe 22? O să fie cam pe la mijlo. Așa crezi tu? Deci, cam. A, 20 de pe 22. Da, la mijlo. La mijloc, nu? Pentru că sunt un număr impar de termen. Și există mijlocul. Deci, mijlocul este cine? Care este mijlocul? 22 pe 22. Da? Deci, suma trebuie să facă tot. Și o scoboare 23 pe 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 23 pe
da. De la 1 la 20. Nu, așa o zici. Era 24, 927. Da, și așa trebuie să socotim. Deci, e mai ușor. Zicem că nu știm 927. Ai 900 dintre ei până la 1 pe 42. Exact. Și după aceea sunt cei 20 de termeni. Uite, din 20 au numărat singur. Și au ce-au numărat singur. S-au numărat singur. A, și mai adăug 43, 20 de termeni. Asta e. Deci, sesizând că e fracție de aceea de care subunitară și chiar când e supraunitară. Și la 24, dacă e supraunitară. Supraunitară, dacă a fost 24, pardon, 20 pe 24, se generau cei 24 de termeni până acolo. Și la 93 am adunat 24 și orientam 127. De ce ce dacă s-au prins, domnule, să dați acum ceva. Da. Nu, vreau să mă găsiți pe... Parcă ziceam 34 pe 38, că vreți. Da. Să mai ușor. Așa. Vreau să găsiți pe 23 pe 19. Dacă 100. 23 pe 19. Lasă-vă ceva dacă l-ați dat bine. Așa, dar foarte tare. Da, puteți să vi-l luați. Dacă nu l-ați dat bine. Nu l-ați dat bine. Nu l-ați dat bine? Că dă cu 2 la final. Cum dă? Cu 2 la final. Și revine 4. E în șirul 42, îl zice. Și are dreptate, domn profesor. Și devine 4. Dacă e în șirul 42... Aici e în 44, nu? Da, uitați, e acolo în față care l-ați scris. Ar trebui să fii la 41 pe 1, dar o să dea 20 pe 20. Fracția e echivalentă. Oh my god, dar poate să fie pe altul, doar pe ce scrie un profesor aici. Depinde de sub. Dar e foarte important să sesizați aici. Că 43 și cu 9 fac 44. 42 pe fac 44. Deci când suma lor face un număr par, are mijloc. Da? Și plecați de la cât? Aici e poveste. Da? De la 42 pe 2. Nu, nu mai pleci la 42 pe 1, că o să fie 43. Ca să fie 42, îți pleci la 41 pe 1. Și așa zici? Poate să fie 20 pe 20. Nu, am înțeles. Să fie 1. Vreau câtelea este, vă dreaptă, profesor. Nu este, este domnul.
41 pe 19 termenul. Păi dacă e la 41, o să fie până la 22 pe 22. O să fie 20 pe 20. La 41 pe 1 o să fie 20 pe 20. Cât o să fie? 20 pe 20? Da, 20 pe 20. Mijlocul. Deci 20 pe 20. Păi cum dacă e 42? Păi nu, la 41 pe 1. 41 de la 42. 41 plus 1. Mijlocul e 20. Și în popolica s-am 20. Măi copii, la 44, mijlocul fă 22 pe 22. La 42 o să fie 21 pe 21 mijlocul, copii. Atenție! Păi dacă eu pun 20... 21 pe 21 o să fie mijlocul. Atenție! 21... Da, și aici o să fie 22, atunci o să fie 23 pe 19 pe 19 pe 19 la dreptate. Al câtelea termen este, vă treabă? Este. Situația... Mă, deci atunci când îmi dă adunarea la număr impar, nu merge. Așa. Nu am înțeles. Că de atunci ziceam v-ați adunat acolo 42 pe 1 și mi-a dat mie 43. Al câtelea termen este? Al 874. Al 874? Păi dacă al 20, 21 pe 21. Și ce îl generează? 800, nu, au 800... Cu cine începe? 830... 800 și ceva, nu? Da, normal, nu știu ceva, dar cu ce îl începe? Cu ce îl începe este important? Începe cu 41 pe 1. Corect. 41 pe 1. Și se termină cu 1 pe 41. Și începe cu 41. Până unde adunăm? De la 1 până la cât? Dacă începe cu șirul 41. Cu 41, până la... Suma cauze, de la 1 până la... Până la 1 până la 2 plus... 1, 2, începe cu 41. 41. Până la 40, copii! Ce-a fost înainte? Ce-a fost înainte? Și dacă nu știu, mai vreau 41 care sunt de... Nu, sunt de... De la 1 la 40. De la 1 la 40. Deci e 41 la 40, supra 2, sunt 20 ori 20. Ori 2 cu 40. 41 la 20. Și cum să auzi? Și acum urmărim aici ce mai interesant. 39, așa. Da? Da. Deci, haideți să facem un pic de ordine în mintea noastră, pentru că lucrurile sunt deosebit de interesante, da. Dacă prindem mecanismul. Deci, când eu am dat 23 pe 19, am avut în vedere... Mai dați, mai dați, mai interesează dacă... Dacă ați prins ideea, 23 pe 19, suma lor, observați foarte bun făcută din mine, da? Fac aici cât? 42. Când suma lor face 42, se poate. Cum este generat de 41 plecând. Corect. Cu șirul în urmă. O unitate în urmă. Da. Deci șirul care prinde pe ăsta, surprinde în desfășurare, înseamnă la 41. Fiindcă suma fac 42, la 41 și 1 fac 42. Corect. De ce cu unitate mai în urmă? Adică dacă îmi dau un număr impar, generez cirul 41. Și dacă generez cirul 41, deci 41 va genera. Și care este un număr impar și deci are un mijloc. Are un mijloc. 21 pe 21. 21 pe 21 în mijlocul. Și care vine la un moment dat e 21 pe 21. Un următor vine 20 pe... În partea la gară. Înspre... Gară. Deci acum ăsta e numără foarte bine. E numără, e jos. 41, 40 pe 2. Da. 41. 40 pe 2. În partea 22, domnul profesor. Deci 41 pe 2. În partea 21 este. În partea 22. În fața la 21, de la mijloc, de profesor. Da, e 21. 22 pe 20. Și 23 pe 20. Și 2 pe 20. Și 20 pe 20 pe... Pe 2... Ia vedeți, pe cât suntem acolo? 21 pe 21, 20 pe 22. Da. Pe 22 și acum puteți fă cu 23 pe 19. În față, încolo. La gara. Deci 23 pe 19. Așa, la gara. Deci... Al 19-lea termen aici. Al 19-lea termen. Și la cei ce am avut mai înainte, 800 și îl punem pe al 19. Adică adunăm numele la 1 până la 40. S-a generat și cu 40. Exact, suma aceea. Atât. Da. Facem Gauss. Și pe aceea am ieșit 41 sau un mărăsit? Sau un mărăsit, și acum înțeles. Ia să văd dacă ați înțeles, mai dați-vă. Da, nu vreau să vedeți mai bine. Ei, dar lăsă vedem. Vreau 37. Pe 40 și
37 pe 23. Da, las mai la diferență de 8. 33. De ce? 23, de ce nu merge? Păi merge, că e la diferență foarte mare. O să-mi dea... Nu, este undeva acolo. Da. Păi o să-mi dea, o să-mi fie, o să fie 60. Ce? Ce? Are importanță? Nu știu. 59. Are? Diferența n-are. Nu, n-are. Sunt profesor. 57 pe 23. 59 pe 1. Deci la 59 pe 1. Stop, 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 stop. 59 pe 1. Dacă plecăm la 59 pe 1. Deci e vorba de generarea lui 59, da? Da. 59. Deci 59 pe 1. Va genera și da, continuă va fi. Așa. Da, până la 30. Atunci suma Gauss, păi unde o facem? Până la... Până la cât? 50. Până la... Dacă vorbim ca 59, David. 58. Până la 58. 58? Păi, dinainte. Dinainte de 59, David. Interesează suma, iese ca 1 plus 2 plus 3 plus 58, gata, așa. Că de acum ce generează 59, eu nu vă număra. O să fie 58 ori 59. 1 plus 50, da, 58. 58 ori 59 supra 2. 58 se divide cu 2 și o să-mi dea 2, o să fie 1, 18. 29, cred. Da, 29 ori 59. Stai, mă legă. 1719. Da, da, din clipa asta am trecut. Deci am adunat toți termenii, sunt în față, da, la momentul ăsta de generare, sunt în față 1711 și acum vreau să îmi găsiți poziția la 23 pe 19. Păi, o să dumneavoastră pe 30. Pe 30 ceva. Adică ar trebui... Deci nu 37 pe 23. 37 pe 23. 37 pe 23. Da. Pentru că înseamnă că mijlocul ar fi vreo 40-40. Nu, 40 pe... 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 40 pe... Deci știm, până la el, când a început ăsta să lucreze, știm ce este în față. În față sunt 1711 în termen, da? De unde știți mijlocul? Ea nu înțelege ceva. Ce nu înțelegi? Nu înțeleg chestia asta. Daria, ai înțeles că am adunat toate numele până la 58? Pentru că sunt 58 o generat ăla din față. Că noi suntem la cine? La 59 care trebuie să genereze. Și am aflat toți termenii care au fost în față, sunt 1711. Și acum te întreb, ăsta, 37 pe 23, al câtelea este? Nici nu pui 30 pe 30, ca să ajung la 37 pe 23 și o scobor cam până cât am ăsta, 1734. Gândește că-s foarte important. 1734. Cât? 1734. Cum ai făcut? Sunt 23 termeni de la 59 la 37 și 1700. Da, e corect, dar ea nu înțelege. De acum, până în față au fost 1711 termeni? Da. Ăsta era al câte este? Al 5... 1712, e primul. Următorul de ce? Adau pe următorul, 58 pe... fracția lor 58 pe 2, nu? Adică adau două fracții. Cine le numărați pe astea de jos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
Adică să fie 37 pe 23, o să fie 1730. Eu am obligația la abia să fac să înțelegi că de-aia stau aici în față. Eu nu te las până că nu înțelege. Și insist. Care de are? Al câtelea termen este asta? De aici. Era parcă 15. 18. Nu? Și ăsta, dacă ăsta e al 15-lea, ăsta e al 14-lea. Asta înseamnă, Daria, că eu pot gândi în felul următor. La cât au fost până aici generat? Suma Gaussului. Suma Gaussului 1 plus 2 plus 3 plus 4, care face cât? 10? 15. Cred că 10. 10. 3, 3, 6 și 4, 10. Deci suma de înainte, la care adaug, ăsta îmi spune cât mai adaug. Că 1, 2, 3, 4. Eu număr asim. Și 10 și 4, 14. La 14 la termen. Deci eu fac suma din față. Cât e șirul sau generat, complet. Exact. Câți termeni sunt generați în total, am numărat până aici. Cum la noi, vorba de generarea cu 59 pe 1, 59 generează, înseamnă până la 58 facem suma. Și am făcut-o. Și mi-a spus că sunt 1711. Cum a fost aici 10, așa sunt aici 1711. Și acum mai adaug câți îmi spune numitorul. Când noi numărăm câte fracții adăugăm de la asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, până la 40 sau 59. Nu. Câte fracții va avea și ăsta la 59 pe 1? Câte fracții? De la 59 pe 1 și sfârșind cu 1 pe 59. Cu 1 pe 59. Să mă mână singur. 1, 2, 3, 4, pe la 59. Deci nu mă mână. Și el se prinde vorea foarte repede și spune așa. La cele de până acum, la 1711, mai adaug că îmi spune viitorul. 23. Ea întreabă de ce e 30 pe 30, cum înțelegi? Dar acolo 30 pe 30 este ca poziționare pentru fracțiile. De ce apare 30 pe 30? 59 și 1 fac 60, intrat în 60. 30 și fracția e unitară, e 30 pe 30. Uite de ce a apărut acolo 3 pe 3. Pentru că 5 plus 1 fac 6. 5 plus 1, oricare din el, 6, da. 6 împărțit la 3, da. La 2 fac 3. Și apare jumătate 3 pe 3, fracția e unitară. Câte? Ce-a spus? E fără, nu da. Dar, să nu uitați de like, să share, să abonați la Program 9. Da, v-a plăcut asta. Mai revedere, domn profesor!